Bianca Drăgușanu, totul despre inelul impresionant de pe degetul său, ca să tăiem speculațiile. Bianca Drăgușanu radiază de fericire. Cum merg lucrurile pe plan amoros în viața ei? Bianca Drăgușanu este una dintre vedete din România care adoră luxul și opulența și trăiește o viață asemenea unei regine. Toate pare că merg strună în viața focoasei blondine. Pe plan profesional totul merge perfect, iar pe plan amoros pare că totul e mai bine ca niciodată. Diva este una dintre cele mai dorite femei din showbizul autohton. Este o prezență greu de trecut cu vederea, iar atunci când intră într-o încăpere toate privirile sunt ațintite asupra ei. Nu doar domnii se uită lung și suspină, ci și domnișoarele și chiar domnele care ar da orice să aibă trupul și chipul ei. Doar că Bianca Drăgușanu și-a găsit deja iubirea și liniștea în brațele noului iubit. Care pare că o face să se simtă în al nouălea cer și îi îndeplinișete toate poftele. Bianca Drăgușanu, adevărul despre bijuteria de pe mâna stângă. Nu este niciun secret faptul că blondinei îi place cam tot ce este scump și veritabil. Căci este o femeie care se respectă și care știe ce își dorește de la viață. Când vine vorba despre bijuterii, Bianca Drăgușanu are o colecție impresionantă, în special de inele. După ce a anunțat, în urmă cu câteva luni, că ea și iubitul ei sunt gata să facă pasul cel mare, toată lumea s-a așteptat să primească și acel inel. Acum, vedeta a povestit pentru Teo Show totul despre bijuteriile pe care le poartă pe degete. Cele mici nu costă foarte mult pentru că sunt în montură, dar cel mare costă, cam cât două mașini, depinde de care. Ca să tăiem speculațiile, mi l-am cumpărat singură pentru că mie îmi plac diamantele și diamantele trag la mine. Cele mai multe bijuterii le primesc, pentru că sunt iubită, sunt respectată, a dezvăluit diva la Teo Show. Bianca Drăgușanu, tratată ca o regină de actualul iubit. Focoasa blondină nu are nimic să-i reproșeze partenerului ei de viață, căci se pare că bărbatul se conformează oricărei dorințe și la transformă în realitate. Mai mult, relația dintre ea și iubitul merge ca pe roate și nu ia în seamă zvonurile lansate de gurile rele despre despărțire. În viața mea urmează doar lucruri frumoase și bune. Iubitul meu îmi îndeplinește toate condițiile mele sufletești, îmi aduce liniște, mă surprinde cu flori dimineața.
Noi semănăm din foarte multe puncte de vedere, mâncăm la fel, gândim la fel, simțim la fel. Noi mâncăm la fel și știm ce ne place. Nu există să nu fi nimerit ceva. Mi-aș dori și un antrenament cu el, dar el este foarte ocupat. El face triplu cardio față de mine. Ne-am cumpărat o bandă acasă și poate să stea pe ea și 40 de minute. Speculații se pot face. Eu sunt bine. Nu știu ce îmi rezervă ziua de mâine, viitorul. Mi-aș dori ca lucruri să fie liniștite, să primesc ceea ce ofer, dacă ofer dragoste. Să primesc dragoste, dacă ofer respect. Să primesc respect, a mai adăugat Bianca Drăgușanu la Teo Show.